Din luna martie, Andreea Marin revine la TVR1 cu emisiunea de infotainment Prețuiește viața, care va fi difuzată duminica de la ora 17 și în reluare miercurea de la ora 19. TVR HD, TVR Internațional și TVR Moldova vor difuza de asemenea programul, care va putea fi văzut și online pe TVR Plus, anunță Mediafax. În programul realizat și prezentat de Andreea Marin își vor găsi locul domenii precum sănătate, sport, nutriție, frumusețe, relații, familie, drepturi, dezvoltare personală, modă, oameni model și poveștile lor de urmat, noutăți și inițiative cu impact asupra calității vieții, cercetare, responsabilitate socială, dar și design interior. Emisiunea va avea un format diferit de cel al emisiunii Prețuiește viața în 2013. Astfel, de la sfârșitul lunii martie la Prețuiește viața, telespectatorii vor afla despre un stil de viață sănătos, pornind de la exemplul personal al vedetei moderator, precum și noutăți din întreaga lume despre acest stil de viață. Vor cunoaște oameni pentru care nu există expresia "nu se poate" și care au făcut singuri schimbarea în bine pentru ei și implicit pentru familia lor, și vor descoperi inițiative laudabile ale unor oameni sau organizații care își depășesc îndatoririle și pun în practică idei care ajută pe semenii lor să-și educe și disciplineze viața. Andreea Marin s-a născut pe 22 decembrie 1974 la Roman. A urmat cursurile Facultății de Informatică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și cursuri de specializare în jurnalism, relații publice și publicitate BBC. Anul acesta, în decembrie, împlinește 42 de ani.